Frați sfinți, care aveți parte și în seara asta de cuvântul Domnului, fiți binecuvântați de Domnul. M-am uitat la cei cinci frați și m-am uitat la fratele Meseșan, care a luptat cu ei. Și mi se pare mie că acum la desenarea lor și la dată o diplomă, fratele Meseșan a avut o predică bine susținută. Numai că ceva s-a întâmplat. Cu multe fraze ne-a trezit amintirile trecutului din viața mea. Și poate o mai punta printre altele. Da, a fost o predică la care să luați aminte, nu numai cei cinci, cei 200 care sunteți acum prezenți aici. Măriți să fie Domnul Iisus! Dacă este vorba, trebuie că fratele Meseșan nu a ajuns până acolo în pustie, la rugul de care se vorbește. Noi românii zicem rug la arbușii ăștia care au țepe pe ei, spini pe ei. În schimb, majoritatea la care le zicem rug însemnează rug de zmeură, rug de mure sau chiar la cel de măcieșe, care iar are spini mulți. Rugul respectiv de acolo nu seamănă cu rugul care noi îl știm. Cu fratele Tavi pare că am fost odată până la el acolo. Rugul ăla are spini, are frunze mult mai mărunte și înalt. Și-i zidit acum pângă el, așa ca să n-ajungă, că tot omul vrea să rupă ceva din el. Și eu cum am fost mai înalt, dar că cu greutare am putut rupe o bucățică, că nu se rupe. Dar povestea, nu știu cât e de adevărată, este că rugul respectiv trăiește fără ca să fie alimentat cu apă. Dar m-am gândit eu cum că e de jur în jur zidit până la o înălțime mare, sigur că undeva va avea un furtunaș. Sau că solul, unde îi mai jos, are apă și el și-a întins rădăcinile până acolo, că de altfel e într-un fel de vale a pustiei. Oricum, vorbea fratele înainte de câțiva factori. Să vorbesc și eu de câțiva factori, și anume de trei. Pentru un tânăr, primul factor e să învețe bine de la tată, de la mamă, cum a învățat Moise. Ce credeți? În casa lui Faraon a învățat el că se trage din Avram, din Isaac și din Iacob. De la Iochebed, de la mama sa. Dar vedeți, mama sa n-a putut să stea cu el nici cum mai mult de 7 ani. Nu putea să stea cu el mai mult de 7 ani. Fiindcă cei care erau pregătiți pentru curțile împărătești,
cel puțin de la 8 ani trebuia să intre în secretele căs împărătești. Și nu se mai putea cineva să-l oblăduiască. Trebuia să rămână direct sub cele ale curții împărătești. Deci, lucrul cel din tâi, tinerilor, să nu uitați spusele mamei, spusele tatii. Aceasta o să vă ajute în viață mult. Nu fiți leneși în a învăța, fiindcă Moise, pe lângă școala părintească care a fost așa de bine pusă în el, încât la 40 de ani, despărțit de evrei și despărțit de părinți, de mamă și de toate, el privea pe Mesia prin credință, ca și cum l-ar fi văzut pe cel nevăzut. Asta a fost rodul educației lui Iochebed. Mamei care sunteți aici, responsabilitatea ta de mamă înaintea societății și înaintea lui Dumnezeu e enormă de mare. Mai ales în zile ca ale noastre. Tu trebuie să înveți pe copil să păstreze secretul familiei. Măcar că e scris că vor fi vânzători de părinți, așa cum mai auziți câte un copil 14-16 ani își vinde părinții care l-a crescut, care l-a hrănit, care l-a curățat și l-a purtat în brață și l-a vegheat zi și noapte. Când ajunge un pic înfumurat, îl vinde la autorități. Se întâmplă și din alea că e scris așa. Vor fi vânzători de părinți, bătiari, care vor ucide pe părinți. Și din ei am văzut, dar nu vorbesc de ei acum. Să fiți foarte atente, mame, ce educație dați copiilor, băiatului, fetei, că aia trebuie să-l urmărească toată viața. Orice școală va face și trebuie să facă. Știți câtă școală a făcut Moise? Cine știe? Moise a făcut toată știința Egiptului, scrie Sfântul Cuvânt. Toată înțelepciunea. Păi înțelepciunea Egiptului de atunci era ingineria, era arhitectura, că pe vremea aia s-au făcut și piramide și alte lucruri care dăinuie până azi. Dar mai mult, pe vremea aia era așa o știință de mare, încât și piramida din câmpia Giza, așezată exact unde să fie pământul împărțit în două, unde să fie atâția kilometri de uscat și atâția kilometri de ape pe tot globul, e la mijloc, acolo e pusă.
felul așezării și toate, felul faței ei, către lună, către soare, toate astea înseamnă că a fost o știință care astăzi nu chiar a ajuns până acolo. Și noi suntem departe de ea. Dar el a învățat acolo și vrăjitoria. Cât erau de iscusiți vrăjitorii din timpul ăla, că lua pe urma lucrurilor făcute de Dumnezeu și făcea și ei. Dar Moise le-o știut pe toate. Îți închipui să treci tu pe lângă un rug din ăla și să-l vezi tot în flăcări și să te uiți, mă, nu arde o crenguță, nu arde o frunză. Și Moise de prima dată n-a stat pe loc, o căuta să se îndeparte. Dar deodată i-a venit lui aminte, ce-i asta, mă, dar eu am atâta școală în direcția asta. Ia să mă întorc să văd. Așa scrie Biblia. S-a înturnat să vadă. Și de-abia când s-a înturnat să vadă, a auzit glasul Domnului. Cred că Iisus era în flăcările alea. Și l-a cunoscut pe Moise, cum mă cunoaște pe mine, cum te cunoaște pe Matale, pe toți. Mărească-i să numele. El mergea hotărât, ce-i mă acolo? A, ia să mă duc să văd. Când se întoarnă, Moise! Moise! Iată-mă! Descalță-te! Încălțămintea ta nu-i potrivită pentru lucru sfânt. Locul ăsta în care ești acum e sfânt. Amintea și fratele Meseșan, locul ăsta e sfânt. Amin, amin. Aici trebuie să ardă focul Duhului Sfânt. Aleluia! Și oriunde se prezintă Duhul Sfânt, e un loc sfânt. Amin. Ce încălțăminte porți tu? Cu câtă smerenie vii tu înaintea Domnului? Cum te îmbraci? Cum te încalți? Ce ținută ai? Că aici e glasul lui Dumnezeu. Aici e locul sfânt. Aici e Duhul Sfânt. Și aici se manifestă Duhul Sfânt. Nu știm de ce râvnă a fost însoțit Moise, dar sigur, probabil în mintea lui, băi, după atâta școală cât am făcut-o, a trebuit să fiu aici, într-o țară străină, să ajung cioban. Vedeți? Cioban la Hobab, cioban la același om cu numele Etro. Omul ăsta avea trei nume scrise în Biblie. Și avea și 7 fete. Și una purta un nume tare frumos, Sefora. Și pe aia i-a dat-o de nevastă
la Moise, după ce s-au împretenit și s-a liniștit Moise. Acum asta mi-e soarta, stau aici, străin între străini. Dar vedeți bine încălțămintea, râvna lui, cred că-l tot chema înapoi. Cumva să gândea el, va muri faraon ăsta și atunci o-i putea să mă duc înapoi. Eu am fost sortit să deviu eu faraon, eu împăratul Egiptului și am ajuns cioban. Am văzut și în Canada oameni care au sosit cu școli și n-au vrut să lucre nimic, că el are școală. Dar nu trebuie să te bazezi pe școală, trebuie să îți câștigi pâinea, păi oricum o fi, până îți vine vremea, că Dumnezeu nu uită și El o rânduiește lucrurile. Mama a fost primul pedagog și prima profesoară a lui Moise. A doilea a fost știința mare a Egiptului de atunci. Dar cu toate astea, Moise a trebuit să sufere o schimbare enormă. Și asta mi-a trezit și mie o întâmplare din viață, când am întâlnit în adunarea din Fodora pe Duhul Sfânt întâi și mi-a vorbit ce schimbare s-a produs, fără studii, fără școală, fără cineva să mă ajute, afară de bătrânul Mircea Pavel, care începea să-mi spună câte ceva, dar el nu știa citi, eu l-am învățat să citească. Dar era plin de Duhul Sfânt. Și rugându-se și el cu mine și pentru mine, mă gândesc că s-a fi făcut un transfer, fiindcă în unele probleme să cam seamănă. Și pentru tinerii ăștia, cinci, aș vrea la urmă de tot să ne rugăm. Amin. Și facă Domnul să se facă un transfer. Amin. Amin. De la mine, de la fratele păstor Andrei, de la fratele Meseșan, să se facă un transfer. Că atunci ce-o învățat le va fi de folos. Atunci ce-o învățat va fi depășit de o putere care când o vor simți, nu va trebui să se gândească ce să zică, că va curge mărească-se numele Domnului. Și astfel de lucrători așteaptă biserica și astfel de lucrători așteaptă Dumnezeu și astfel de lucrători așteaptă oamenii. Că atunci când prin Duhul se revarsă putere, atunci oamenii se pocăiesc. Când înțelepciunea vorbește, oamenii admiră, a fost frumos, dar nu lucră la pocăință. Am văzut un om care a suferit multe operații de pe la Marghita, cu cancer, ani mulți. Dumnezeu l-a făcut sănătos, dar pe căruț, așa. Când începe să vorbească, zguduie adunările. Dar el a fost un vagabond mare de tot, un pipaș, un bețiv, un străcat. Și după ce a trecut prin fel de fel de boli, a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu într-un fel nou
și azi lucrează în Evanghelie, glorie Domnului Iisus. Frați scumpi, a treilea lucru care e cel mai important e ca Dumnezeu să te învețe. Și aceasta, apoi, e minunat. Când frații au văzut că eu am râvnă pentru Evanghelie și nu aveam decât un testament, nu erau Biblii, cineva a împrumutat un testament, citem, plângem, citem, nu înțelegem, dar frații căuta să mă mai pună să zic câte o îndemnare. Venisem în turd, aveam 16 ani, poate chiar, nu chiar, 15 și ceva acolo. Socrul lui Cherecheș conducea biserica. Când mă vede tânărul Hozan să vină să zică și el două, trei vorbe, așa merem de cu râvnă, gândeai că pleznește peptul. Dar când soseam acolo, citeam un cuvânt, mă apuca un fel de rușine, un fel de timiditate și fugeam în bancă. Și am făcut exercițiul ăsta mai de multe ori. La un moment dat, râvna mea pentru Iisus, aș dori să se planteze în toți ăștia cinci și în toți care predică Evanghelia frumos. Și dacă n-au făcut studiul ăsta, dar dacă Domnul i-a dat harul să-i umple cu putere, atunci n-a mai contat viața. Am intrat în post și în rugăciune 7 săptămâni, tot a treia zi mâncam. 3 zile, 3 nopți, nimic, a treia zi mâncam câte puținel, cerând într-una, Doamne, eu vreau să predic, Doamne, mie dă-mi putere să predic. Și când a fost la terminarea acestui post, în vinerea de Paști, când adunarea din Aiton se terminase, afară era o mesă pusă cu mâncare, numai așa aburind mâncarea acolo, că omul era bogat destul. Ei, iaia de la Amvon pune pe unul să mulțumească Domnului de încheiere, să cânte o cântare. Când se gata cu cântarea, ăla dă să se roage, ăsta zice, stai numai un pic. Duhul Sfânt o zis să pui și pe tânărul ăla din colț să ne spună ceva. Eu stăteam așa în colțul camerii, că eram slab, n-aveam putere, degetele mi era vinete, buzele era vinete, mă durea toate oasele, nu mai era lichiz în oasă. În încheieturi, adică, când o zis așa, vai de mine, m-am speriat cumva și nu m-am mișcat de pe loc. Dar unul trăia în gârbovea, îmi pune mâna în spate și face un șpung. El era tare, dar el nu s-a gândit că eu puteam cădea pe față cum m-a împins el, dar m-a ajutat Domnul și m-am dus la masă. Acolo n-am știut ce să zic, nimic. I-am rugat pe frat să mai cânte, păi eu m-am plecat pe genunchi. Când m-am sculat de acolo, nu știu eu cum am rugat, nici cât timp, toată adunarea plângea. Am deschis Biblia la Isaia, capitolul 9, totuși întunericul nu va împărăți veșnic. Și am ținut o predică de 1 oră și jumătate. De atunci, frații, tot, hai, Hozane, hai, Hozane. Râvna, zice despre Domnul Iisus,
Râvna pentru casa ta mă mănâncă. Tinerilor, te mâncă râvna pentru predică? Sau nu te mâncă râvna pentru predică? Păi trebuie să ardă în tine. Eram căsătorit și mă chema frață colo sau colo și din diferite motive câteodată nevasta zicea: Vasile, acum nu pot să te duci, îți bolnavă, cum să fac cu copiii, trebuie să stai acasă. Pe râvna asta, așa mă mânca, de nici gustul la mâncare nu-l aveam și noaptea n-aveam somn, numai acolo-mi era mintea. Râvna asta trebuie să te mănânce. Dacă n-ai râvnă, nu te ajută școala. Școala ți-a pus la îndemână, cum s-ar spune, când trimiți un copil de acasă, îi pui mâncare în ghiozdan, în straiță. Așa a făcut școala. Dar tu trebuie să o rumești. Școala nu ți-o rumegă, tu trebuie să o rumești. Trebuie să ai râvnă. Trebuie să nu fii mulțumit cu tine. La mine a mers nemulțumirea până acolo încât odată am ieșit și am intrat în casa de adunare închizând tot. M-am rugat cât o suportat Duhul meu cu cotele pe amvon. Păi m-am pus în cote și în genunchi jos, apoi m-am întins pe burtă, păi m-am tăvălit până acolo și înapoi, plângând, strigând, curgând lacrimi, ridicând mâinile de jos, apoi sus, apoi fuga până la ușă cu mâinile ridicate, apoi fuga înapoi. Dumnezeule, mă cunoști tu pe mine? Îți eu scris în cartea ta? Și în aceeași zi, Duhul Sfânt sosă Sara în Sibiu, că trebuia să fie vere și ăla în ultimă oară le-a spus că nu mere. Și a fugit după mine, frață, cu o mașină, 70 de kilometri, așa. Și am mers. Când m-a văzut, Bișboacă era tânăr și conducea. Hai repede, hai repede, uite aici am citit. Cum și în seara asta am aflat de la Mihaela că a zis fratele păstor Andrei că va citi din Exod capitolul 3, când să ies din casă să viu încoace. Da, slavă Domnului! Când am început să vorbesc, 5, 6, 10 cuvinte mult, să scoală de penultima bancă un bărbat și ridică mâna, am înțeles că are un mesaj, m-am oprit, vorbește în alte limbi și strigă: Bărbatule, care ai vrut să știi dacă numele tău e scris în carte sau nu? Păi eu asta mă cocea, asta mi se părea că smulge sufletul din mine. Nu era bine nici în genunchi, nici pe jos, nici tăvălit, nici fuga, nu, nici cum. Râvna asta trebuie să te mânce. Dacă crezi că pentru Evanghelie vei duce o viață domnească, cum cred mulți, că dacă faci o școală și e un diplomat în mână și o îmbrăcăminte elegant, apoi gata, e domnul păstor. Vai de păstorii care nu sunt soțiți de Domnul. Trebuie să ai pe Iisus cu tine! Așa a avut Moise, măcar că numai ce mamă s-au plantat în el, dar Dumnezeu l-a făcut să nu uite. Și la 40 de ani o venit și i-a spus: tu te tragi din Avram, din Isaac, din Iacob,
Eu sunt Dumnezeu părinților tăi. Amin. Și vreau să fiu și Dumnezeu tău. Eu te chem, eu te-am călăuzit și eu vreau să te trimit. Tu trebuie să ai trimiteri dumnezeiești. Mereu ați auzit când meream în țară, Duhul Sfânt spunea, unde să mă duc, cum să mă duc, ce voi întâmpina, mărit să fie Domnul. Și când s-a instalat penuria asta, ce știu cum să-i zic, de n-am mai putut să ne adunăm la biserici, bărbatule, am să te pui peste o biserică mare. Pă cine e ăla? E ăla din rug? E ăla din flăcări? Aleluia! El vorbește, El te cheamă, El te trimite, El lucrează. Tu, Bernacomina Doset, tu numai trebuie să-i stai la îndemână. Mărească-se numele Domnului. Rugul e aici. Și aici când intrați, mă, nu fiți așa cum văd pe unii, intră pe ușa adunării, gândești că-ți betești de călbează. Mă, așa, când de mâna întinde așa degetele, mă, omule bun, tu ești fiul de Dumnezeu, tu trebuie să ai îndrăzneală. Tu trebuie să ai forță în tine. Amin, amin. Când dai mâna, dă-o plinu-i așa. Dragii mei, când umbli, umblă cu capul ridicat, frumos. Când vorbești cu cineva, uită-te direct în față și de la amvon, mai mult ca de oriunde, cei ce te ascultă au nevoie să-ți vadă chipul, să-ți vadă ochii tăi, să-ți vadă gesturile tale, că predica se întrejește prin gesturi și prin felul cum tu arăți. Doamne Iisusă, binecuvântă-ne! Amin. O trecut ceasul meu, dar n-am apucat să vorbesc nici cât m-am gândit. Dar eu mulțumesc Domnului de cât am vorbit, că v-a vorbit și frații de dinainte și în special fratele Dan. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze și să ne umple inimile tuturor cu harul, pacea și îndurarea sa. Amin.